A venit toamna. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că or să-mi crească aripi, aripi ascuțite până la noi. Cu ultimele forțe, soarele se încăpățânează să mai rămână printre nori până în septembrie. Cei care vor să profite cel mai mult de vremea frumoasă sunt copiii, mai ales că se apropie școala. Așa că în parcuri a fost zarvă mare. Sunt bucuros că o să înceapă școala și... Te bucuri de soare acum? Da. Cum? Ai ieșit cu rolele, cu prietenii? Cu mama și cu sora mea. Este însă ultimul weekend de vară, potrivit meteorologilor, iar acest lucru se simte deja în atmosferă. Temperaturile au scăzut, iar seara sunt mai mici decât cele normale pentru această perioadă. Vântul începe și el să prindă forță, așa că cei care au ieșit din casă au avut grijă să fie dotați și cu haine ceva mai groase. Am scăpat de căldură. Vă bucurați? Da, da, da. Cum vreți să mai profitați de ultimele zile de vară? O să fie ca acum, că e foarte bine. Acum e cald așa, e o căldură de toamnă, înțelegeți? Și dacă poți să vină și o ploaie, uite, bună e acolo. Săptămână de zile o să avem vreme mai urâtă, până se reglementează. Își intră toamna în drepturi? Își intră toamna în drepturi? Da, da, sigur că da. Cum profitați de aceste ultime zile? Păi, cât o plimbare cu copilul, da, până în seară, plimbare merită. Pe lângă vremea capricioasă, zilele următoare vom avea parte și de ploi, iar temperaturile vor scădea considerabil încă de la începutul lui septembrie. Dacă acum încă ne mai putem bucura de razele soarelui și să ieșim la o mânecă scurtă, peste câteva zile meteorologii anunță frig, așa că nu vom putea ieși din casă fără o haină groasă. Meteorologii prognozează temperaturi mai degrabă de toamnă timpurie decât de final de august. Până în 8 septembrie vom avea în jur de 25 de grade Celsius în timpul zilei, dar nopțile vor fi foarte reci.